Bună ziua, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre izolarea frigiderului. Căldura mediului ambiant se transmite frigiderului sau cuvei de răcire în trei moduri diferite. Prima, prin radiație, a doua, prin conductibilitate și a treia, prin convecție. Prin radiație, căldura se transmite suprafeței exterioare a frigiderului pentru a se reduce căldura primită. Prin radiație, dulapul se vălusește cu un strat de vopsea albă cu suprafața lucioasă, care are rolul de a reflecta radiațiile calorice. 2. Prin conductibilitate, căldura se transmite prin stratul izolator de la suprafața exterioară a cuvei către cea interioară. Pentru reducerea căldurii transmise prin conductibilitate, se folosesc straturi izolante de grosimi mari între 5 și 12 cm și cu calități izolante cât mai bune. Prin convecție, căldura se transmite de la mediul la pereții exterioare a frigiderului și de la pereții cuvei la aerul din interior. Datorită diferenței dintre densitatea aerului cald și a celui rece, au naștere curenții de circulație numiți curenți de convecție, care determină acest mod de transmitere a căldurii. Asta a fost și a de-a treia. În consecință, izolația frigiderului reduce cantitatea de căldură care pătrunde în interiorul acestuia. Spațiul care trebuie izolat se umple complet fără a se lăsa locuri libere în stratul de izolație și fără a se presa puternic materialul. Izolantul trebuie să fie uscat. Materialele izolante se caracterizează printr-o greutate specifică mică și printr-o mare porozitate. Proprietățile izolante sunt cu atât mai bune cu greutatea specifică materialului este mai mică, cu cât porozitatea sa este mai mare. Dar aici aerul reținut în porii materialului îmbunătățește calitățile izolante ale acestuia. În afară de acestea, materialele izolante trebuie să aibă următoarele proprietăți. Să nu fie higroscopice, dar așa absorbind apă, materialele își pierd calitățile izolante, să nu fie inflamabile, să fie rezistente la temperaturi scăzute, să fie inodore, să nu aibă miros, deoarece multe produse alimentare sunt extrem de sensibile la mirosuri străine, să aibă o durată de serviciu mare, să nu-și modifice proprietățile în timp, să nu fie atacate de ciuperci și de mucegăiuri, să nu putrezească, să fie omogene și rezistente. După natura lor, materialele folosite pentru izolare termică a frigiderului sunt minerale și organice. În mod curent se folosesc vată sau lână de sticlă, vată minerală, amporă, stiropor, velit și alte tipuri. Lâna și vata minerală se fabrică din ulei roci naturale și din zgură de fornal, se prezintă sub formă de fibre subțiri cu diametru de 0,01 până la 0,30 mm. Aceste fire se fixează cu un liant, bitum sau acetat de vinilin sub formă de saltea. Vata de sticlă se fabrică din sticlă obișnuită, ea poate fi folosită în starea în care se fabrică sub formă de saltea sau fixată cu liant, acetat de vinilin. Ambele materiale se folosesc în prezent pentru izolarea totală sau parțială a frigiderului, cum și pentru izolarea fierbătorului și a schimbătorului de căldură al mașinii frigorifice cu absorție. Ampura sau iporcam se fabrică din aldehidă formică, turnată în forme și lăsată să se usuce. Are aspectul unei spume solide, elastice, are greutate specifică mică și calități izolante bune. Dezavantajele constau în rezistența mecanică mică, lipsa de rezistență la umiditate și emanarea unui miros înțepător. Din cauza mirosului ce emană, plăcile de amporă se împachetează în două sau trei straturi de hârtie bituminată sau parafinată. Acest material este folosit la izolarea frigiderilor și la izolarea parțială a altor frigidere. Velitul se fabrică prin suprapunerea mai multor foi de carton ondulat în formă de plăci care se bitumează, are avantajul că este impermeabil față de vapori de apă datorită bituminizării. Velitul este folosit la izolarea frigiderelor de fabricație mai recentă. Eu mă refer aici la tehnologia folosită în urmă cu mulți ani, 70, 80, 90, 50, 60. Tehnologia a evoluat și acum se folosește mai mult materiale plastice, materiale reciclabile, prietenoase cu mediul și cu sănătatea omului. Plus, izolația este de altă tehnologie. Dar principiul este același. Eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai plăcută. Ne vedem data viitoare.